În data de 17 februarie 1968, orașele Deva, Hunedoara și Petroșani au devenit municipii, consemnează hunedoaraliberă.ro. Prin legea numărul 2 din 16 februarie 1968, privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, odată cu stabilirea județelor și a municipiilor reședință de județ, un număr de 45 de orașe din România au devenit municipii, între acestea numărându-se cele trei orașe amintite. Municipiul este un oraș mai mare, având un rol economic, social, politic și cultural însemnat. Ulterior, alte patru localități din județul Hunedoara au fost declarate municipii: Brad, Orăștie, Lupeni și Vulcani. Județul Hunedoara este astăzi cel mai urbanizat din România, având 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune, mai consemnează jurnaliștii de la Hunedoara Liberă.